Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de unboxing-uri pe canalul acesta. E bine, din câte vedeți, am alt birou pentru că, na, banii din YouTube, știți, sunt mulți și mi-a dat un birou pe care vom face unboxing-uri de acum încolo și mi-a venit o idee așa foarte briliantă să facem și un fan mail opening chestii, adică eu să-mi deschid o căsuță poștală și voi să-mi trimiteți colete pe care să le deschid, desene, chestii. Eu zic că ar fi foarte, foarte tare, spuneți-mi părerea voastră în comentarii dacă vreți să facem o serie de fan mail. Și da, astăzi avem un colet de la cats.com, un site foarte șmecher de cuțite care au niște cuțite foarte, foarte mișto din CSGO, pentru că, na, nu ne luăm noi alte cuțite. Nu e ca și cum alea din CSGO sunt mult mai scumpe, dar, mă rog, hai să vedem ce ne-au trimis băieții aici. O mare cutie, frate, de la cats. Și mai avem, uite, un colet micuț. Și atât. Asta e. Perfect. Nu știu, hai să deschidem acest minunat colet. De-abia am venit de la poștă, deci sunt fresh. Deci avem aici cutia mare de la Cats și cutia mică. Hai să vedem ce este în această cutie mare. Mă rog, cred că știu. Stați să vă arăt vouă așa, frumos. E bine, în cutia mare avem... Avem o cutie de CSGO, fraților. O cutie gamma, din câte vedeți. E foarte, foarte, foarte tare. Are și chestiile astea, dar nu se mișcă. Și scrie aici Cats, foarte mișto. Astea, de fapt, hai să vedem astea ce sunt. Deci, aici cred că avem un pouch pentru cuțit. Asta nu știu ce e, cred că e o microfibră. Da, lol, e o microfibră, ce tare. Așa, și avem un ăsta de warning care scrie "It's not intended for use", bla bla bla, nu ne pasă. Hai să facem case opening, să vă arăt vouă întâi ce pică. Și pa, dați. E bine, este un cuțit și un service medal. Hai să scoatem întâi ce mișto e, așa din metal. Mamă, ăsta numărul 1. Deci ăsta arată mult, mult prea genial. Bun. Și cuțitul. Vai cum e. Și hai să vedem cum dracu deschide o cuțitul ăsta, că știu că trebuie să apeși pe el. Și ăsta sare de aici. Nu știu. Până îmi dau seama, deschid și a doua cutie, care aici cred că este un carambit, dacă nu mă înșel. Oh my god. Este un carambit fade, cred, după ăsta. Stați să vedem. Așa, și am putut să deschid și cuțitul ăsta. Este un butterfly blue steel care arată mult, mult prea genial. Stai, uitați-l cum e, fraților. E mult, mult prea tare. Și avem două cuțite de la Cats, foarte, foarte tari. O cutie și un service medal din ăsta, mult, mult prea șmecher. Cuțitele au o calitate foarte bună, deci sunt de metal, aveți un link în descriere dacă vreți și voi să le cumpărați. Nu știu, hai să încercăm să facem scheme cu ăsta. Stai. Stai, nu. Uite așa. Pac. Și pe la spate. Și așa. Nu știu, nu știu să fac scheme cu butterfly-ul, dar... este foarte, foarte mișto și chiar îmi place super, super mult. Dar dacă vreți și voi să vă cumpărați, chiar vă recomand să o faceți de la Cats. Hai să vedem. M-am tăiat. Eu zic că taie destul de bine, așa. Nu? Adică poți să-mi tai mâna. N-are nimic, zic, nu? Fruit Ninja, ești nebun? Mamă, numărul 1 pe cuțit. Deci da, și cutia asta e super, super tare. Eu vă recomand să vă luați cuțite de la cats.com pentru că au o calitate super bună și nu sunt nici măcar chiar atât de scumpe. Încă o dată vă arăt pentru ultima dată. Astea sunt produsele de la ei. Sunt foarte, foarte tari. Asta este carambitul. Asta este service medalul, care este din metal, nu din plastic. Toate astea sunt de metal. Și butterfly-ul blue steel, care este tot de metal. Aveți un link în descriere de la toate aceste produse dacă vreți să le achiziționați. Cam asta a fost cu acest unboxing, eu am fost Gam, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!